Salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. O nouă partidă de pescuit. Am deja un pește la cârlig. Să vedem, eu zic că este un clean. A venit prea ușor. Dar dacă este un clean, este un clean mare. Așa este, este un clean. Un clean frumos. Iată-l, am reușit și l-am scos. Aceeași problemă. Și el este plin de bube. Am reușit și i-am scos cârligul. Acest clean a stricat montura, așa că o voi reface. În cazul unei trăsături, cu siguranță va rata. Așa că e mai bine să o schimb. Cleanul are 1 kg 685. După cum vedeți, astăzi am venit cu geacă. Am venit ceva mai devreme și era rece, era frig, umezeală. Așa că m-am îmbrăcat mai gros. Să vedem peștele. Eu vă spun că este și el ramolit, lovit, așa că nu va fi surpriză. Va trebui să-l calmez puțin, pentru că nu-i place pe mal. Ia uitați-l! După cum v-am spus, și el, ca și ceilalți, cu răni. Asta este un clean frumos. Ia uitați, chiar și coada este ruptă. Sunt cam flenduriți. Asta e. Important e că ei își revin. Bun. Îl vom elibera. Prieteni, acesta a fost primul pe ziua de azi. Partida nu am început-o acum, dar l-am prins mai devreme ca data trecută. Așa că mă aștept la încă alte capturi. După cum ați văzut, peștii sunt un pic cam loviți. Sperăm că își vor reveni.
Dacă mănâncă, înseamnă că își vor reveni, așa că îi dăm înainte. Ne vedem la următoarea captură. Prieteni, nici o zi nu seamănă cu alta. Cred că v-ați prins și vreau să spun. De când am prins peștele acela, nu am mai avut nicio trăsătură, nicio mișcare. Vântul a început să bată mai tare. Pe mine nu mă deranjează aici unde sunt eu, pentru că e un loc ca un balconaș. Sunt la dos, indiferent de unde bate vântul. Vreau să vă spun că, după părerea mea, cu crapul s-a terminat. Acesta, am mai spus, fiind un râu de munte, se răcește mult mai repede ca alte râuri. Cred că voi începe să pescuiesc la Clean și Mreana, pentru că ați văzut, pe munturile de crap, într-adevăr, vin cleni mari, foarte rar, dar dacă aș face o montură special pentru Clean și Mreana, voi lua mult mai mulți, cel puțin 2-3 pe partidă. Acum sunt și un puțin indecis așa, totuși sper că crapul mai pune botul, l-am mai văzut sărind, nu știu, să insist în continuare. Prieteni, mă gândeam să strâng de acum. Iată că am noroc și a mai venit unul. Să vedem ce se întâmplă. Este tot un clen. Ceva mai micuț. Iată-l, prieteni. Cleanul este puțin mai micuț, dar a luptat mai bine ca celălalt. Așa că mă bucur foarte mult și pentru asta. Să-l vedem. Am avut o problemă, am înghițit cârligul, dar am ustensila. S-a rezolvat fără să-l rănesc. Da, este mai micuț, 1,285 kg. Să-l vedem și le liberăm imediat. Ia uitați-l, aceleași răni. Dar e sănătos, arată bine. Frumos. Și acesta. Chiar dacă este mai micuț, important e că am avut activitate. Să le liberăm. Iată, prieteni, că partida nu s-a încheiat cu un singur pește. Am făcut cota de 2 pești. Bucurie mare în sat la noi.